Domnule profesor Rafila, sunteți candidatul PSD pentru funcția de ministru al sănătății. Da, ca să fiți noastră ministru al sănătății, e necesar ca... Dar de ce nu înregistrez? Acum a luat-o. Domnule profesor Rafila, sunteți candidatul PSD pentru funcția de ministru al sănătății, iar pentru ca dumneavoastră să fiți ministru al sănătății, PSD trebuie să guverneze, cam asta ar fi, sau fie într-o formă așa, la guvernare. Așa pare logic, într-adevăr. Ce șanse credeți că există ca PSD, după alegerile din 6 decembrie, să fie parte a viitoarei guverne? Eu cred că există o astfel de șansă, pentru că totdeauna scopul unui partid politic atunci când candidează, mai ales dacă discutăm de un partid mare, cum este Partidul Social Democrat, trebuie să fie ocuparea fotolilor guvernamentale ca să poată să-și pună în aplicare un program de guvernare care să poată să răspundă, așa cum considerăm noi în momentul de față, unor nevoi ale României în acest moment, că dacă găsim parteneri suficient de realiști din punct de vedere al unei posibile coaliții, eu cred că lucrul ăsta poate să fie fezabil în prima fază, imediat după alegeri sau după un anumit interval de timp, pentru că eu văd pe scena politică o individualizare, dacă vreți, a partidelor care încearcă să ne convingă că pot realiza lucruri în România, dar într-un context politic complicat, în care, în mod evident, o coaliție este necesară. Eu văd pe scena politică, am pierdut puțin semnalul, eu văd pe scena politică și de acolo nu am mai auzit până când ultimele trei cuvinte. Da. Eu văd pe scena politică o polarizare a discursului, dar pe de altă parte este în mod evident necesară o coalizare a forțelor politice ca să poată să guverneze în condiții de stabilitate și având niște ținte comune în ceea ce privește dezvoltarea României și gestionarea acestei crize, din punctul meu de vedere, care este traumatizantă și pentru societate în general și pentru economie în special. Coalizare, vă vedeți în coaliție? Spuneați că e nevoie de o coalizare, de încetarea polarizării. Vă vedeți într-o PSD? Vă vedeți într-o coaliție de guvernare alături de PNL, de USR Plus, de Pro-România? Deși nu va ajunge doar Pro-România, teoretic. Da, o să rămâne să vedem, sigur, un rezultat clar al acestor alegeri. Eu observ că există așa o dorință de a prezenta Partidul Național Liberal ca un viitor partid care va guverna România și în perioada imediat următoare. Sincer să fiu, nu înțeleg exact care sunt argumentele, pentru că performanța, din punctul meu de vedere, a modul în care a gestionat din punct de vedere medical, dar și din punct de vedere economic și social această pandemie, nu cred că a fost satisfăcătoare pentru majoritatea cetățenilor. Și atunci cred că o coaliție ar putea să apară și cu alte partide în afara Partidului Național Liberal, care se pregătește singur sau tot așa cu sateliți să ia guvernare. Eu cred că Partidul Social Democrat are o oportunitate în perioada următoare, dacă într-adevăr obține un scor electoral concludent, și cred că lucrul ăsta e cel mai important, pentru că atunci ar fi un semnal foarte clar că electoratul își dorește ca Partidul Social Democrat să guverneze în această țară. Dacă acest lucru se concretizează la urne, atunci sunt convins că și posibilitatea unei coaliții devine practic o realitate. Înțeleg că nu excludeți USR-ul cu totul din Eu personal nu exclud, sigur, eu nu sunt implicat în structurile de conducere ale Partidului Social Democrat, dar orice om politic trebuie să ia în considerare partidele care sunt reprezentative din punct de vedere electoral și să găsească o cale de colaborare într-un interes public, în primul rând, și, bineînțeles, și într-un interes politic, pentru că nu putem să-l excludem din discuție. Vă incomodează faptul că locul 2
de pe lista pe care o conduceți este domnul Tudorache, cu niște probleme de natură penală destul de serioase și cu niște dezvăluiri spectaculoase despre averea domniei sale, nu tocmai dincolo să ai atâtea diamante, nu? Nu știu, nu sunt specialist în diamante, dar pot să vă spun că mecanismul care a funcționat în momentul în care domnul Tudorache a intrat într-o investigație de natură penală mi se pare extrem de eficient și, dacă vreți, pune la adăpost Partidul Social Democrat de orice alte speculații legate de prezența pe liste a unor persoane cu probleme de natură penală, pentru că dânsul s-a autosuspendat din partid imediat. Partidul nu a adoptat o poziție de apărare, dacă vreți, în fața justiției a domnului Tudorache și mi se pare că lucrul ăsta arată că există un alt tip de viziune și o, sper eu, în viitor o abordare lipsită de dubii în ceea ce privește respectarea statului de drept. Și cred, pe mine personal, nu, sigur, nu mă deranjează, pentru că nu am participat eu la întocmirea acestei liste și cu atât mai puțin domnul Tudorache, în momentul în care a fost propus, nu avea niciun fel de probleme de natură penală. Eu chiar sunt surprins că aceste probleme de natură penală au apărut într-un interval așa de scurt înainte de alegeri. Da, deputat, el este, domnia sa este suspendat din partid, dar deputat va ajunge, că e pe listă, adică asta acolo nu se mai poate umbla. Să fiu, dumneavoastră știți, ca să validezi un mandat de parlamentar, trebuie să fii membru a unui partid politic, ori suspendarea nu știu dacă este coincidentă cu calitatea de membru. Deci mizați, nu dumneavoastră personal, partidul, pe faptul că validarea nu se va produce. Veți fi ministru al sănătății, dacă veți fi ministru al sănătății, și vor spune cei mai cârcotași sau poate mai realiști că veți fi ministru al sănătății încercând să reparați ce a stricat PSD-ul timp de 3 ani și anii dinainte. Da, Mario, hai să ne referim la guvernarea Dragnea în mod special. Tot ce nu s-a făcut sau s-a stricat în guvernarea Dragnea, guvernare PSD, va trebui să repare ministrul PSD al sănătății Alexandru Afila, nu? Da, e un lucru care, mă rog, pe mine nu mă deranjează niciun fel. Până la urmă, partea în care domnul Dragnea sau perioada în care domnul Dragnea a condus acest partid, nu știu dacă a fost una dintre cele mai faste în istoria Partidului Social Democrat. Până la urmă, nu știu dacă sunt lucruri de reparat, dar într-adevăr lucruri de făcut sunt cu siguranță. Și lucrul ăsta, în mod evident, ar trebui să fie agreat de o zonă politică mai largă, nu numai de zona Partidului Social Democrat. Pentru că ceea ce s-a întâmplat, nu în ultimii 3 ani, ci în ultimii, a spune, 15 ani, nu prea este în regulă. Vedeți, noi încercăm să venim tot timpul cu un discurs legat de, vă dau un exemplu foarte simplu, legat de spitalele regionale care în continuu sunt menționate. Nimeni n-a făcut nimic. Știu că domnul Nicolaescu a încercat în anul 2007 să facă 42 de spitale, numai puțin de 42 de spitale, dintre care 8 regionale. Ministerul Sănătății a plătit peste 20 de milioane de euro pe niște studii de fezabilitate care nu s-au finalizat, n-au folosit absolut la nimic, dar curios despre chestiunea asta nu vorbește absolut nimeni. Și aș vrea să vă spun la ce mă gândesc în momentul de față și nu leg de pandemie, ci leg de filozofia sistemului de sănătate. Sistemul de sănătate din România trebuie să ofere servicii medicale oamenilor într-un mod facil, să existe servicii de calitate care să poată să fie furnizate permanent. Doar aceste servicii nu sunt furnizate în special de spitale, ci trebuie să fie furnizate de o rețea de asistență medicală primară și de medicină ambulatorie de specialitate, iar spitalele trebuie să constituie centre unde se rezolvă într-adevăr probleme de sănătate serioase în funcție de o nevoie de servicii medicale de fiecare tip, inclusiv de asistență medicală spitalicească, care trebuie să corespundă profilului regional
din punct de vedere demografic și al morbidității din fiecare regiune din România. Ori chestiunea asta, din păcate, nu s-a făcut, iar ceea ce se întâmplă cu spitalele, cu politizarea spitalelor, care este evidentă și lucrul ăsta cred că nu poate fi contestat de nimeni că a avut loc în ultimii 30 de ani, deci au fost tot timpul, toate spitalele, aproape toate spitalele au fost politizate. M-am întrebat și eu din ce cauză și am două răspunsuri pentru acest lucru. Totdeauna spitalele reprezintă, dacă vreți, un marker electoral, adică totdeauna o localitate în care există un spital este cumva mai importantă. Cei care sunt aleși pe plan local totdeauna fac referire la spital, la serviciile pe care le-ar putea sau nu ar putea să le furnizeze. Asta cred că este un element. Iar al doilea, spitalul este un centru economic de toate felurile. Pentru că spitalele, chiar în condițiile unei finanțări insuficiente a sistemului de sănătate, au beneficiat de cea mai mare parte din banii sistemului de sănătate. Deci procentul mare de bani merge la spitale, nu merge la asistența medicală primară sau la asistența ambulatorie de specialitate, cu toate că acolo ar trebui să fie majoritatea serviciilor, merge la spitale, iar lucrul ăsta coroborat cu politizarea lor mă face să mă gândesc că există un interes care nu ține doar de cel electoral, probabil că există și un alt tip de interes atunci când discutăm despre spital. Atunci, credeți că ar fi necesară o centralizare a spitalelor din nou la Ministerul Sănătății, după cum spunea domnul Tătaru, sau o, dimpotrivă, o și mai mare descentralizare? Nu, spitalele în mod evident trebuie descentralizate. Ministerul trebuie, Sănătății, sigur, trebuie să aibă o rețea de spitale core, ca să spun așa, care să poată să gestioneze fie situații de criză, fie să reprezinte centre de înaltă excelență pentru cetățenii acestei țări, dar dincolo de institute, și avem Institutul Matei Balci, Institutul Fundenie sau anumite spitale regionale sau chiar, mă rog, sau spitalele de unele dintre spitalele de urgență din București, dar în mod evident este o viziune total anacronică cea legată de centralizare, mai ales că acest tip de abordare aduce la politizarea excesivă a spitalelor, având în vedere că ministrul sănătății este totdeauna unul politic, iar contribuțiile pe care autoritățile locale le-au adus, și să știți că multe localități din țară, nu pot să nu spun și de municipiul București, în mod evident, spitalele arată destul de bine, spitalele municipalității, ori să excluzi pe cei care pot să sprijine aceste spitale în ceea ce privește managementul și organizarea lor, mi se pare un lucru greșit. Da, domnule profesor, aveți dreptate pe de o parte, dar pe de altă parte, credeți că, haideți să luăm Piatra Neamț, că e un exemplu despre care s-a vorbit foarte mult. Credeți că Ministrul Sănătății a numit, ca să fim echidistanți, Ministrul Sănătății a numit acolo un antreprenor de pompe funebre. Asta știe să facă ministerul când pune directorul. Când pune directorul domnul Arsene, numește un jurist care este din alt județ și din alt oraș. Dar știți că asta nu are legătură cu... Cu cei mai buni președintele de CJ decât ministru. Nu. Aici eu am altă opinie. Nu are nicio legătură. Sau nu ar trebui să discutăm despre asta. Eu aș vrea să discut despre profesionalizarea managementului spitalelor. Pentru că problema este legată de lipsa de profesionalism a multora dintre cei care sunt numiți la spitale, pe diverse considerente, între care cel politic este cel mai cunoscut, probabil pe locul 2 sau chiar pe primul loc e considerentul economic. Și vă las pe dumneavoastră să vă gândiți la ce vreau eu să mă refer. Adică șpagă, bănuiesc că la asta vă referiți. Da, mă rog. Ca să o zicem pe-a dreaptă. Profesionalizarea managementului cu indicator real de performanță și nu trebuie neapărat să discutăm de o persoană care trebuie să fie manager, probabil că trebuie să ne gândim la o echipă de management care să poată să integreze aspectele economice, juridice și mai ales cele medicale. Atunci, sigur că o astfel de echipă care ar putea să vină cu un plan de management mi se pare mai potrivită să conducă un spital și să îl conducă într-o zonă de stabilitate. Pentru că la Piatra Neamț spitalul n-a fost condus, haideți să fim serioși, în 9 luni 8 manageri. Deci e clar că până cunoșteau circuitele spitalului,
deja plecau și venea următorul manager. Deci era, în mod evident, spitalul a fost necondus și asta mi se pare o irresponsabilitate a tuturor celor care au contribuit la decizia asta. Cine și cum să numească echipa? Păi, echipa nu trebuie numită, trebuie să existe un proiect de management, pot să depună, deci dacă noi schimbăm acest lucru și stabilim că spitalele ar trebui conduse de echipe de management care pot să fie pur și simplu o asociere de persoane din domeniul medical, juridic, economic, care poate să aplice pentru ocuparea sau nu pentru ocuparea unui post, că nu mai discutăm despre un post, discutăm despre un contract, dacă vreți, cu autoritatea care deține spitalul, fie că e Ministerul Sănătății, fie că este o autoritate locală, atunci lucrul ăsta se poate cuantifica fie într-un soi de concurs, de oferte și când aplici la un proiect european sau cu alt tip de finanțare, există o echipă de proiect. Echipa de proiect ar trebui să fie echipa de management a spitalului respectiv și atunci și noi evoluăm ca societate de la așa numitul project, de la așa numitul relationship-based nomination, adică numirea pe bază de pile, cunoștințe și relații, da? La project-based management. Și mi se pare că o astfel de abordare nu are legătură cu orientarea politică, ci cu pragmatismul și cu nevoia de a gestiona într-un mod corespunzător instituțiile publice. Trebuie să fie medici, cel puțin managerul, că aici e o discuție. Medici trebuie sau să nemedici? Fie cu siguranță și medic. Acum, depinde foarte mult, foarte mult ce ne dorim. Dacă un spital are un director medical sau un echivalent actual al unui director medical, o persoană care într-adevăr cunoaște foarte bine problematica medicală, are o bună relație cu personalul spitalului sau știe să-și construiască foarte bună această relație, sigur că și are o influență foarte clară asupra celui care este manager al spitalului, atunci lucrurile sunt în regulă. Poate să aibă și altă profesiune, dar nu orice profesiune. Și trebuie să existe în spatele acestui manager al unui spital și o experiență legată de domeniu. Adică aceste numiri, dumneavoastră a spus una legată de pompele funebre, e o chestiune care sigur are impact, dar sunt multe alte numiri care s-au făcut, șef de sală de restaurant, ingineri tanchiști, tot felul de profesiuni care în mod evident n-au nicio relevanță în, deci ele trebuie să fie relevante și experiența persoanei trebuie să fie relevante pentru acest tip de instituție. Aș duce puțin discuția și în zona direcțiilor de sănătate publică, pentru că și ele sunt în mod evident să fie subiectul unei astfel de discuții. Direcțiile de sănătate publică sunt conduse în foarte multe situații tot așa de oameni numiți politic, care n-au nimic de a face cu sănătatea, sunt juriști, ingineri sau economiști. Ori nu poți să faci o politică de sănătate publică care se referă la sănătatea comunităților, ca să ne înțelegem despre ce discutăm, da? Sănătatea comunității, gestionarea pandemiei, poftiți, acum avem și un exemplu concret, nu putem să nu avem o persoană specializată în domeniul sănătății publice. Ori continuarea acestui lucru se dovedește dezastroasă și mie mi se pare neserioasă, ca să nu spun altfel, această discuție pe care a lăsat-o Ministerul Sănătății apropo de centralizarea spitalelor și depolitizarea lor, când toate structurile Ministerului Sănătății sunt politizate în momentul de față și nu se merge spre zona de competență profesională atunci când discutăm de instituțiile subordonate. Ați spus de pandemie, într-adevăr ăsta e subiectul cel mai fierbinte al momentului, cel mai marcant. Ce ați fi făcut dumneavoastră diferit? Trei lucruri principale, că probabil ar fi multe, dar trei lucruri principale pe care le-ați făcut dumneavoastră diferit dacă erați ministrul sănătății în această perioadă și ați fi gestionat dumneavoastră pandemia. O să vă răspund imediat pentru primele două, la al treilea mă gândesc până vă dau răspunsul la primele două. În primul rând, regândeam sistemul de sănătate publică, era o urgență încă din primăvară și automat toate direcțiile de sănătate publică, dincolo de profesionalizarea conducerii lor, trebuiau să treacă în coordonarea sau chiar în subordonarea Institutului Național de Sănătate Publică, care este o instituție
care are și competențe naționale și competențe regionale și ar fi putut mult mai bine să coordoneze toate aceste activități și să le uniformizeze, pentru că și în momentul de față comportamentul direcțiilor de sănătate publică și al angajaților în raport cu pandemia diferă foarte mult de la județ la județ și lucrul ăsta este evident. Ați văzut, de exemplu, ieri Direcția de Sănătate Publică Ilfov jongla cu cifrele legate de incidența acumulată de la simplu la dublu, adică de la între 3 și 6. Mi se pare impardonabil o chestiune de genul ăsta care arată de fapt diletantism în ceea ce privește gestionarea datelor și mă gândesc ce se întâmplă dincolo de aceste date, de modul în care se desfășoară, de exemplu, anchetele epidemiologice. Se desfășoară? Se desfășoară. În unele locuri se desfășoară mai bine, în altele nu, mai puțin bine și, în mod evident, acolo unde nu se desfășoară deloc sau aproape deloc, avem situația cea mai bună în ghilimele, pentru că, sigur, nu facem teste, nu avem cazuri și toată lumea e fericită. Ori Ministerul Sănătății nu intervine exact în aceste locuri să vadă de ce se întâmplă așa ceva. Nu, sper că nu este deliberată această inacțiune a Ministerului Sănătății și probabil că apropierea legilor e doar o coincidență, dar ăsta este rolul Ministerului Sănătății, al unei analize profesionale și de intervenție ca să aducă lucrurile la suprafață. Ori ceea ce s-a întâmplat în ultima lună de zile nu prea mă îndreptățește să cred că situația este adusă la suprafață, realitatea este adusă la suprafață, pentru că pe măsură ce numărul cazurilor creștea, numărul testelor stagna sau chiar scădea și am intrat într-un soi de euforie legată de stabilizarea situației în condițiile în care, lucru pe care eu le cunosc în mod direct, spitalele sunt sufocate la propriu, iar oamenii nu au unde să primească asistență medicală, dar probabil că asta o să discutăm ulterior. Deci, haideți să punem cele trei puncte. Da, voiam doar să vă întreb pe scurt dacă dumneavoastră considerați că în acest moment cifrele pe care le aflăm zilnic nu că sunt neadevărate, nu asta discut, ci nu mai sunt relevante pentru situația reală a epidemiei? Ele în multe locuri cred că nu sunt relevante pentru situația reală a pandemiei. În, mă rog, evoluția din România a pandemiei, în mod evident. Asta de-aia am spus epidemie ca să o... Da. Pentru că ceea ce se întâmplă în spitale în momentul de față și limitarea accesului la servicii medicale este evidentă pentru toată lumea. Colegii mei care lucrează în spitalul Maiter Bajda și în alte spitale sunt absolut debordați de numărul mare de pacienți și mi se pare o chestiune cel puțin lipsită de respect să asociem această situație de criză cu un festivism afișat în ultimele zile care nu are nicio legătură cu situația reală. Așa, punctul numărul 2, vom reveni la situația din spitale. Punctul numărul 2, ați spus de reorganizarea sistemului sanitar. Da, punctul numărul 2 este vorba despre modul de organizare a asistenței medicale spitalicești, care trebuie extinsă în mod evident la majoritatea spitalelor din România. Încărcarea aceasta excesivă a spitalelor sau secțiilor de boli infecțioase cu pacienți infectați cu nouul coronavirus nu este de bun augur, pentru că, pe de o parte, duce la o supra-solicitare a celor care lucrează în aceste secții. Ele au devenit neîncăpătoare, există pur și simplu liste de așteptare. De exemplu, noi la Matei Valș avem zilnic între 35 și 40 de pacienți care, de fapt, au apărut în media ca și imagini care așteaptă în unitatea de primiri urgență și nu așteaptă, cum spuneau într-un mod tot așa mai puțin responsabil cineva acum câteva zile la o dezbatere electorală, nu așteaptă ca să fie consultat și să se ducă imediat în salon, ci așteaptă una, două zile pe holuri. Ori lucrul ăsta arată că suntem la limită în ceea ce privește capacitatea sistemului de sănătate. Ori regândirea asistenței medicale spitalicești, încât fiecare județ să aibă mai multe unități care să îngrijească pacienți COVID, pe, bineînțeles, zone separate, fie pavilion, să fie etaj, cu personal care ar putea să facă acest lucru, de exemplu, colegi din secții de boli interne sau specialități asemănătoare coordonate de un medic infecționist detașat acolo și o coordonare la nivel județean care să aibă în fiecare zi posibilitatea unei
ședințe operative care să repartizeze în interiorul fiecărui județ pacienții care au nevoie de oxigen. Să știți că oxigenul este numărul unu în momentul de față, adică nevoia de paturi care să poată să furnizeze pacienților oxigen este pe primul loc. Oxigen, dar nu intubare, că oamenii în general nu fac. Nu, deci nu, oxigen non-invaziv. Nu paturi de terapie intensivă, și acolo o să ajungem și la paturile de terapie intensivă. Așa, cred că este esențială pentru ca să putem să controlăm asistența medicală. Deci noi trebuie pe de o parte să adoptăm măsuri de sănătate publică care înseamnă anchete epidemiologice, testare, testarea tuturor persoanelor simptomatice, în realitate a tuturor persoanelor simptomatice, a contactilor, pe de o parte ca să oprim transmiterea și să limităm numărul acestor focare, pe de altă parte măsurile legate de asistența medicală. Și al treilea lucru pe care l-aș face, la care, așa cum vă spuneam, am gândit între timp, dar poate că el ar trebui să fie primul lucru care ar trebui să fie făcut, este regândirea structurii de conducere la nivelul Ministerului Sănătății, care, din punctul meu de vedere, este fragmentată și neresponsabilizată. Nu că este, că nu este responsabilă, neresponsabilizată, repet, ca să nu existe interpretări. Adică Ministrul Sănătății trebuie să fie prezent aproape permanent la minister, nu trebuie să facă vizite de lucru prin țară, pentru că nu rezolvă absolut nimic cu aceste vizite de lucru, și să stabilească un mecanism funcțional de conducere și comandă. Îmi pare rău de acest termen militar, dar asta este realitatea. Se poartă militarizarea. La nivelul Ministerului Sănătății, în care are să fie secretar de stat, competenți pentru fiecare dintre domeniile de activitate majore, mă refer la sănătate publică, la asistență medicală, la logistică, iar ceea ce spuneam că ar trebui să se întâmple la nivel județean cu reprezentanții spitalelor din fiecare județ, adică o ședință de coordonare zilnic, trebuie să aibă loc și la Ministerul Sănătății, încât toate problemele să poată să fie gestionate operativ pentru fiecare dintr-o domenii, iar decizia să fie la Ministrul Sănătății, care nu trebuie să ceară voie altora atunci când ia decizii legate. Dar cui se ceară voie? Cui cere voie? Domnul Arafat, cui cere voie? Nu știu, dânsul așa pare un om care vrea să fie sigur că decizia pe care o ia este cea corectă și probabil că are consultări repetate anterioare deciziei. Și atunci, lucrurile trebuie asumate și coordonate într-un mod care să poată să răspundă aceste urgențe de sănătate publică. Astea ar fi cele trei lucruri majore: funcționarea Ministerului Sănătății, funcționarea direcțiilor de sănătate publică și implicarea lor, și asistența medicală, care trebuie în mod evident să fie lărgită din punct de vedere al spitalelor și capabilităților care există în momentul de față pentru pandemie. Eu în continuare nu am înțeles, mărturisesc sincer, poate ați înțeles dumneavoastră. Avem o capacitate de testare, spune atât domnul președinte cât și domnul premier, n-am niciun motiv să-i contrazic, de 50.000 de teste pe zi. 53. Totuși, mai exact. Da. 53. Am zis 50.000, că asta a fost numărul avansat de amândoi. Am zis să fie numitorul comun. 50.000 de teste. Se testează în jur de 36-37.000 zilnic, între care acea testare pe programul național de testare, pe definiția de caz, sunt acea testare gratuită, să-i spunem, nu depășește 22.000 niciodată. De ce nu se testează până la capacitatea maximă? Nu există capacitate de recoltare? Nu există capacitate de testare, nu e reală? Sau pur și simplu nu se dorește o plafonare a testării? Cred că toate trei lucrurile se petrec, pentru că general când observi un fenomen nu există o singură influență, există influențe multiple. Prima e legată, aveți perfectă dreptate, de capacitatea de recoltare, pentru că ea de obicei se face la domiciliul pacientului, mai rar se face prin soțirea, să spunem, a pacientului la un spital care tratează astfel de persoane. Și atunci cred că ceea ce se întâmplă în mod real este limitarea capacității de testare.
Al doilea element este legat de transportul probelor, adică noi poate că avem 53.000 de probe, capacitate de testare în diverse laboratoare, dar ele sunt concentrate în anumite zone și Central un Universitar. lucru, da, un lucru pe care, mă rog, eu personal l-am propus, nu numai eu, domnul doctor Oțelea, îl cunoașteți, el în practic a introdus acest tip de diagnostic pentru infecția cu noul coronavirus în România. Este șeful laboratorului de genetică biologie moleculară de la moleculară Gavaș, la Institutul Matei Balș, da? Ne-am străduit foarte mult să lămurim Ministerul Sănătății să înființeze măcar 5 centre de training pentru personal, un training serios împreună cu universitățile de medicină din aceste centre pe care le propusesem și cu parteneriat cu Institutul Național de Sănătate Publică și mai ales de supervizare a diagnosticului, adică nouă ne trebuie ceea ce numim control extern de calitate sau teste de proficiență, ca să fim siguri că putem să ne bazăm pe diagnosticele pe care le dau diverse laboratoare, pentru că și aici este inegală resursa umană care lucrează în laboratoare. Unii au într-adevăr experiență foarte bună, alții au o experiență de câteva zile sau aveau o experiență de câteva zile atunci când au deschis aceste laboratoare, ori uniformizarea calității în sensul bun al cuvântului este esențială. Și ăsta iar este un lucru care ar trebui făcut. Sigur, nu știu dacă e prioritatea a mea, ar fi numărul, dar cu siguranță l-aș face, pentru că nu este chiar așa de complicat, mai ales că toate universitățile de medicină contactate au răspuns favorabil, au votat în senatele proprii atunci când noi am solicitat că sunt de acord să participe la acest efort. Deci universitățile vor sprijin acest efort, din păcate nu s-a materializat. Deci Ministerul Sănătății nu l-a operaționalizat. Și al treilea element care cred că influențează numărul de teste este calitatea slabă a multora dintre anchetele epidemiologice care se fac. Și sigur că e mult mai ușor, cum discutam mai devreme, să spui că nu ai cazuri, că nu ai contact și așa mai departe, decât să te lupți să-i găsești, și lupta aceasta totuși are un efect extrem de important pentru că oprește transmiterea într-o epidemie. Și toate aceste trei elemente coroborate probabil că duc la limitarea numărului de teste. Eu sunt foarte curios dacă după momentul cheie din data de 6 decembrie, numărul de teste efectuate va începe să crească sau rămânem în aceeași plafonare, cu o consecință însă dramatică pe care noi observăm în ceea ce privește asistența medicală, care este tot mai greu de realizat de către colegii care lucrează în secțiile clinice de boli infecțioase sau în spitale de suport COVID. Testele rapide sunt o speranță, se vorbește tot mai mult de teste rapide, înțeleg că se achiziționează, spunea domnul președinte, un lot masiv de teste rapide ar urma. Ele sunt utile dacă le folosești când trebuie și acolo unde trebuie, nu trebuie folosite pur și, da, vă explic, nediscriminator. Ele nu sunt o alternativă neapărată la testele PCR decât în anumite situații. Adică ele detectează cantități mari de antigen care se corelează cu o cantitate mare de virus la o persoană care de obicei este simptomatică. Dacă vreți, și eu am făcut testul ăsta chiar la mine în laborator, în paralel am testat cu teste rapide de antigen de cea mai bună calitate, și asta mai e o a doua discuție, calitatea testelor pentru antigen. Am utilizat teste comparativ cu PCR. Pacienții cu încărcături virale mari au un rezultat similar și la testele cu antigen, iar cele cu persoanele cu încărcături virale mici, din păcate, nu sunt detectate de acest tip de teste. Și atunci, dacă ne concentrăm pentru persoanele simptomatice în special sau eventual contacte apropiate a unor persoane simptomatice după un interval de câteva zile, poate că avem șansă să identificăm persoane infectate cu acest tip de teste. Pentru că în rest, din păcate, rezultatele pentru alte tipuri de pacienți asimptomatici cu încărcături virale mici nu sunt detectate de acest tip de teste. Ori, un astfel de program de testare ar putea să fie utilizat concentrat acolo unde avem cu teste pentru antigen. Ai o comunitate, o colectivitate unde ai număr mare de cazuri și atunci poți să testezi colectivitatea respectivă, să-i scot pe cei cu încărcătură virală mare care ar putea să răspândească boala. Dar
o testare, dacă vreți, la nivel național. Mie nu știu, nu mi se pare, nu mi se pare fezabilă în acest moment în România, dar o concentrare a resurselor acolo unde este cazul mi se pare mult mai rațională. În ceea ce privește numărul de teste, 3 milioane, ele sigur pot să fie utile. Important este să le achiziționăm pe rând în funcție de consum și să ne mai gândim la un lucru care e foarte important. Este vorba despre faptul că ne aflăm într-o perioadă de dezvoltare a acestor teste și e posibil ca peste 2-3 luni să apară teste mai bune, mai performante, care să identifice, de exemplu, și pacienții cu încărcătură sau persoane infectate cu încărcătură virală mică. Ori ideea este să folosești testele cele mai bune existente pe piață într-un anumit moment. Din punctul ăsta de vedere, este destul de clar că Organizația Mondială a Sănătății are două teste agreate până în acest moment. Există câteva recomandate și de Centrul European de Control al Bolilor și ar trebui ținut cont de aceste lucruri atunci când se face achiziția, pentru că sunt și teste care au o calitate foarte slabă și trebuie totdeauna verificate și dovezile științifice care stau în spatele declarațiilor producătorilor acestor teste. Până la ce nivel credeți că poate fi crescută capacitatea secțiilor ATI COVID? Pentru că am văzut, am pornit de la 800, chiar n-ați însumat într-un interviu din vară că avem 800 de paturi ATI COVID. Acum sunt deja 1000, peste 1200, aproape 1300 pacienți la ATI bolnavi de COVID, deci a crescut substanțial. Cât mai poate crește? Părerea mea este că e limitată ca, și nu ne aflăm la un concurs de creștere a numărului de paturi, ci noi ne trebuie să ne aflăm la să ne referim la paturi care sunt operaționale permanent, adică paturi care nu există doar fizic, există și personalul medical care să poată să deservească acești pacienți. Aici noi avem o problemă, pentru că am stat toată vara și n-am dezvoltat o curiculă și un training pentru medici din alte specialități, așa cum recomandă Comisia Europeană, încât să poată să acorde asistență pacienților din secție de terapie intensivă, chiar dacă nu perfectă, dar oricum suficientă încât să poată să existe o siguranță a controlului acestor pacienți în timpul internării în secțiile de terapie intensivă. Ori, din păcate, noi alocăm paturi, dar discutăm mai puțin de resurse umane și vă dau un exemplu foarte recent, de fapt de azi și de mâine, aș spune, în care un spital în care există pacienți infectați COVID, un spital de la Râmnicu Sărat, are internați pacienți în secție de terapie intensivă, unii dintre ei cred că intubați, dar nu au medici care să asigure serviciile medicale și o îngrijire a unor pacienți în secție de terapie intensivă fără medic, cred că este o problemă foarte cine serioasă. Cine supraveghează? Pentru că în timpul intubării trebuie să fie... Există asistenți medicali, dar am înțeles că există o lipsă acută de personal acolo și sigur lucrul ăsta ar putea să poată să fie în atenția inclusiv a Ministerului Sănătății. Nu mă refer neapărat la acest spital, dar în general să vadă dacă aceste secții sau patru pe care le înființează au permanent și un medic care să poată să supravegheze și să îngrijească pacienții, pentru că altfel vom avea paturi fără medici care să poată, din punct de vedere profesional, să trateze și să supravegheze acest pacient, mi se pare o chestiune hazardată și care tot așa nu este problema, ci doar o cosmetizează. Faceți parte dintr-o comisie de experți pe care președintele Iohannis îi consultă periodic în privința viitoarei campanii de vaccinare. Există anticovid, există foarte multe teorii despre momentul în care ar putea să înceapă cu adevărat această campanie de vaccinare. Din punctul dumneavoastră de vedere, când va începe această campanie de vaccinare în România? Această campanie de vaccinare în România, și asta nu are legătură cu apartenența mea la acea comisie. De fapt, eu am fost invitat, nu sunt într-o comisie neapărat, am fost pur și simplu invitat la... Într-o echipă, La trei dezbateri. Între timp a apărut... și înțeleg că a fost aprobată, din presă am aflat și eu că a fost aprobată strategia de vaccinare.
împotriva infecției cu noul coronavirus. Și atunci termenul va fi următorul. Din momentul în care Agenția Europeană a Medicamentului autorizează pentru utilizare unul dintre vaccinuri, probabil că într-un interval de câteva săptămâni, 2-3 săptămâni, primele doze de vaccin se vor putea administra și în România, pentru că, din punctul ăsta de vedere, și este meritul Comisiei Europene acest lucru, organizarea a fost făcută, adică facilitățile, inclusiv facilitățile logistice necesare pentru transportul vaccinului în țările membre, este organizat și din momentul în care se acordă autorizația, Comisia va furniza statelor membre o cotă parte de vaccin în concordanță cu populația pe care o are fiecare țară. Gândiți-vă, de exemplu, pentru vaccinul, să spunem, cel mai aproape de autorizare și care este și disponibil, vaccinul de la compania Pfizer, contractul este pentru 200 de milioane de doze la nivelul Uniunii, ceea ce pentru România ar însemna circa 9 milioane de doze, o cotă parte de 9 milioane de doze. Sigur, astea nu vin dintr-o dată, vin în tranșe și nici n-ar trebui să vină dintr-o dată, pentru că trebuie să fie repartizat secvențial pe măsură ce este utilizat, pentru că altfel, fiind vorba de un vaccin sensibil, care trebuie păstrat la minus 75-80 de grade, vă dați seama că riscurile privind o manipulare incorrectă sunt mari. Și atunci e bine să dezvoltăm noi capacitatea de administrare a vaccinului în România, întâi, încât să fim pregătiți pentru primirea primelor tranșe de vaccin. Care ar fi riscul unei manipulări, care ar putea fi efectele unei manipulări incorrecte dacă cineva primește un vaccin care nu a fost ținut în condiții corespunzătoare? Îi face rău sau nu mai e eficient? Nu mai este eficient, asta este problema. Rău poate să-i facă? Adică inactivează acidul nucleic, ARN-ul este foarte sensibil la variațiile de temperatură și practic nu mai are niciun fel de efect. Deci îl primește degeaba, cum ar vei. Exact, asta este riscul. Domnule profesor, e o întreagă discuție despre vaccinul bun, vaccinul periculos. Sigur, n-am să o deschid acum, ea este pe... Eu vă întreb, pentru că exemplu personal e cel mai puternic. Veți fi oricum în grupă de risc fiind medic, deci printre primii, în prima categorie a celor care se pot vaccina, vă veți vaccina personal sau nu cu vaccinul anticovid? Evident că mă voi vaccina. Totdeauna am făcut lucrul ăsta și dacă am discutăm de vaccinul gripal, m-am vaccinat și public, tocmai că mă gândesc că noi trebuie să dăm exemplu, adică nu poți pleda în favoarea vaccinării și tu să eviți vaccinarea. Apropo de chestiunea asta, să știți că există și antivacciniști notorii care își vaccinează copiii și recomandă altora să nu și vaccineze. Asta mi se pare o mare... Asta e o mare ipocrizie. Dar eu personal, evident că mă voi vaccina și dacă o să existe o conjunctură favorabilă, o să o fac public încât să arăt că mă vaccinez și am încredere în produs. Dar această încredere într-un produs trebuie să fie generată de autorizarea lui. Ori asta este lucru pe care trebuie să-l înțeleagă toată lumea, că nicio agenție, indiferent câte presiuni sau câte dorințe vor exista, nu va autoriza un vaccin înainte de ce să fie convinsă de eficacitatea și de siguranța acelui vaccin. Uitați-vă Statele Unite, s-au făcut tot felul de presiuni pentru că urmau alegerile prezidențiale. Mi s-a părut că FDA, Agenția de Reglementare Americană, a autorizat vaccinul pentru că aveau loc alegeri? Nu, ei și-au văzut de treabă și examinează posibilitatea autorizării în condițiile procedurilor lor interne. Riscurile sunt prea mari, nimeni nu face așa ceva. Și aici aș face și un apel. Riscurile, ca să nu ne trezim cu trunchieri, riscurile de a nu da o autorizare fundamentată. Da, mai am o experiență cu dumneavoastră într-o emisiune, așa că... Cu mine, nu eu am fost de vină. Da. Riscurile pentru agenție și pentru populație sunt evitate printr-o procedură foarte serioasă de autorizare. Deci nimeni nu-și asumă riscul să nu verifice până la ultimul detaliu. Lucrul ăsta ar trebui să-l înțeleagă
și oamenii politici, eu mă consider profesionist în momentul ăsta, nu mă consider om politic, că această politizare a acestui proces de vaccinare este foarte periculoasă, pentru că ea este cea care până la urmă generează neîncredere. Adică vaccinul este o componentă esențială a controlului acestei pandemii, poate cea mai importantă, dar ea nu înlocuiește ceea ce facem și mai ales ceea ce nu facem. Deci noi nu putem să renunțăm la măsurile organizatorice, la, privind sănătatea publică, privind asistența medicală. Nu putem să luăm măsuri pe care le numim noi non-medicale, care n-au niciun fel de sens, cum este, de exemplu, închiderea școlilor, mai ales a școlilor primare, închiderea piețelor, în ideea că noi compensăm, dacă vreți, în ghilimele, toate aceste nerealizări cu faptul că va veni un vaccin salvator, la care, sigur, meritul este că am început și noi să ne pregătim, dar meritul în ceea ce privește producția este al companiilor care l-au dezvoltat și al Comisiei Europene, pentru că a stabilit contracte foarte bune încât să fiecare țară membră a Uniunii să beneficieze de vaccin. Cred că acolo trebuie să, așa trebuie să punem lucrurile. Dacă totul merge bine, dacă organizarea va fi bună, sigur, luăm varianta cea mai bună, în câte luni după începerea campaniei de vaccinare, sau câți ani, nu știu, dumneavoastră să-mi spuneți, se poate ajunge la o acoperire vaccinală suficientă pentru a putea spune că epidemia s-a terminat? Eu sunt mai realist puțin în aprecieri și îmi dau seama că la început lucrurile vor fi mai degrabă de tatonare, de acumulare de experiență privind organizarea. Și eu estimez un interval de circa 9 luni până ajungem la o acoperire vaccinală suficientă încât să nu mai avem o problemă cu pandemia în România. Aici, sigur, fiecare țară va avea, aici o să fie viteze diferite între țări, cât de repede organizează, cât de repede se imunizează și aici campania de comunicare va fi esențială, pentru că degeaba avem vaccin și centre pregătite pentru vaccinare dacă populația refuză să se vaccineze. Și atunci comunicarea va fi tot așa un element cheie care ar putea să contribuie la, sau nu care ar putea, care trebuie să contribuie, reformulez, la o bună acoperire vaccinală. Dar depinde acum dacă vor exista disponibile și alte vaccinuri care, de exemplu, se manipulează mult mai ușor, se pot face la medicul de familie și așa mai departe, s-ar putea ca acest interval de 9 luni să fie mai scurt. Și să fie. Dumneavoastră discutați de vaccinul Pfizer, ați dat această estimare în pe momentul Pfizer. De față, da. Deci dacă discutăm de un vaccin cu o manipulare dificilă, atunci intervalul va fi mai lung. Dacă vom avea și alte vaccinuri care vor putea fi administrate în cabinetele medicilor de familie, evident că intervalul va fi mai scurt. Adică această analiză trebuie făcută pentru fiecare tip de vaccin și e mai bine să fii, dacă vreți, mai rezervat și să pui un termen ceva mai lung și lucrurile să se întâmple chiar mai degrabă, decât să pui tot felul de intervale din astea hiperoptimiste, care nu vor putea să fie îndeplinite și atunci ajunge, evident, la o situație, nu știu dacă de criză, dar la o situație destul de tensionată și de nemulțumire și în rândul populației și în rândul autorităților de sănătate publică. Domnule profesor Rafila, vă mulțumesc mult, vă doresc succes duminică în alegeri și să sperăm că vom scăpa și de această pandemie la un moment dat. Mulțumesc!